Vreau să vă prezint astăzi rasa combatant indian pitic. Este, dacă vreți, varietatea pitică a rasei combatant indian, mult mai cunoscută și mai apreciată, mai crescută, este rasa combatant indian talie mare. Dar există și combatant indian pitic, o găină care, în ciuda faptului că este încadrată în grupa raselor pitice, are un piept, ca toate combatantele și cu atât mai mult ca combatantul indian, are un piept foarte, foarte dezvoltat. Să nu uităm că asta este una dintre rasele care au contribuit la apariția puiului de carne Ross 318, pe care îl cunoaștem cu toți. Asta este o cloșcă pe care astăzi am scos-o de la pui, așa că, după cum se poate vedea, crestuța este destul de palidă, culorile sunt destul de șterse, pentru că pasărea a clocit și a crescut pui, e normal. În momentul în care va reintra în ouat, creasta se va face mai roșie și culorile nu se vor mai intensifica, asta doar la toamnă după ce va năpârli. Asta este o combatantă indiană pitică, varietatea de culoare fazan, cu această pană dublu bordurată, deci o bordură exterioară și o bordură interioară, specifică, să zicem așa, rasei mai degrabă, rasei Barnevelder. O găină bună, o găină cu o formă bună, cu o coadă frumoasă, o găină cu un spate lat, specific combatantelor, așa cum spuneam, cu un piept foarte, foarte dezvoltat, dar să nu uităm că, repet, găina a fost cloșcă, deci dacă îi făceam asta iarnă un film, pieptul ar fi fost și mai mare, cu un cap foarte frumos, niște ochi mari, expresivi, un cioc galben, o creastă mică, îmbrăcată foarte bine. Combatantul indian pitic, spre deosebire de celelalte combatante, este o găină foarte bine îmbrăcată. Sunt foarte multe combatante care prezintă zone golașe aici, deci în zona omoplaților, pe spate, în zona cloacală sunt foarte multe care prezintă zone lipsite de fulgi, lipsite de penaj. De asemenea, sunt foarte, foarte multe combatante care prezintă pe piept, mai ales în zona sternului, zonă fără penaj. Combatanta indiană, după cum se poate vedea, este o găină foarte bine îmbrăcată în penaj, ceea ce mie îmi place foarte mult. Rezistă foarte bine pe timpul iernii, n-are niciun fel de problemă. Și de asemenea, o chestiune care mie îmi place foarte, foarte mult, picioarele de culoare galbenă, pielea de culoare galbenă, evident, picioarele la această găină sunt palide, pentru că, așa cum spuneam, a fost cloșcă. Ciocul de culoare galben-portocaliu, pielea de culoare galbenă, ceea ce ne duce cu gândul la găina țărănească românească. Carnea, nu știu să vă spun cât de gustoasă este, pentru că n-am tăiat niciodată. Dar pieptul este, așa cum ziceam, unul foarte, foarte dezvoltat și să nu uităm că asta este pitică. Deci cele de talie mare sunt mult, mult mai dezvoltate. O găină foarte liniștită, cu un temperament limfatic, un temperament foarte liniștit. O găină care se îmbrânzește foarte ușor, iată cât de cuminte este această pasăre la mine în mână. O găină, ca toate combatantele, cu o aripă micuță în raport cu corpul, au aripile mici, cu remige destul de slab dezvoltate, iată ce remige primare slab dezvoltate are, dar cu toate astea zboară destul de binișor, aș putea să spun, pentru talia, pentru greutatea ei și pentru cât de mică este aripa în raport cu corpul. Aripile ușor depărtate de corp, ca la toate combatantele, așa cum spuneam, în spate foarte, foarte puternic. Coada este destul de mare. Sunt și eu am găini care au coada mult mai mică, dar asta este o găină care are o coadă lungă și mi-e place foarte mult această trăsătură a ei. O găină curată, foarte simplu, am uitat eu să vă mai spun în alte filme, foarte simplu, când cumpărați o pasăre, uitați-vă în această zonă, dacă este parazitată pasărea aici, veți găsi cei mai mulți paraziți externi, aici trebuie să fie pasărea curată și de asemenea în acest penaj, penajul cloacal, ea este murdară acum pentru că s-a murdărit de în coteț, s-a murdărit de furaj, praful de la furajul puilor. Ca și păsări adulte, eu nu le mai hrănesc cu furajul, le hrănesc exclusiv cu cerealele administrate ca atare, grâu, porumb, floarea soarelui, orz, orzoaică, eventual la vremea aceasta, pentru că porumbul este foarte puternic, are un conținut ridicat de proteine și este un furaj care se administrează pe timpul iernii pentru a le stimula să-l mănânce, îl dau porumb măcinat, dar măcinat destul de mare, nu măcinat ca și mălaiul furajer, și în felul acesta păsările mai mănâncă în continuare și porumb, care este destul de bun în continuare, chiar și pe timpul
veri inclusiv pentru adulte, nu mai vorbesc pentru puii aflați în creștere, el de altfel se află porumbul în compoziția oricărui furaj. Cam atât. Să nu uit, o cloșcă foarte, foarte bună, deci combatantul indian pitic este o rasă care clocește foarte bine, în ciuda greutății nu sparge ouăle, deci clocește foarte bine, scade în greutate pe timpul clocitului și de asemenea niște mame deosebite, au foarte mare grijă de pui. Găina aceasta chiar mi-a și adoptat câțiva pui, iată, fulgul specific, fulgul care trebuie să fie de culoare închisă, deci un maroniu închis, dar găina, așa cum spuneam, are un penaj destul de decorat în momentul de față și e normal să fie așa la vremea aceasta. Revenind, este o mamă foarte, foarte bună, combatantul indian pitic este o cloșcă și mamă desăvârșită. Le recomand inclusiv ca și doici. Deci, în ciuda faptului că sunt destul de grele pentru talia lor, pot cloci liniștit ouă de la rase cum ar fi Chabo, Viandote Pitic, Roscoe Bantam sau Bărboasă de Anvers sau alte rase pitice pe care le creștem noi mai des în România.